mine sunt acolo. Las Realitatea TV, dar știți, nu puteți pune o pilă la Realitatea TV Plus ca după ce mă dați afară de la geantă să mă întorc pe post? A, cum să nu? Marinela. Pot să spun Mari. Mary, vă rog, Mary, scuză-mă. Și eu sunt de la Botoșan și îmi place să vorbesc englezit. Mary, eu sunt Ralu. Haideți, doamne, haideți să bem o cafea. Hai să începem cu o cafea. Așa, după cafea, poate luăm și o masă și... Cât e astăzi? E miercuri. Ne vedem lunea viitoare. Și ne apucăm de treabă, Mary. Dar cum tu, ca jurnalist, te pretindeai jurnalistă? Da, și ăla se pretindea mare jurnalist, Rareș Bogdan, mare deontolog. L-au sunat porcii lui și bă, din prima le-a zis, da, cum să nu? Da, aș mai vrea să mai rămân și aici, să-i mai storc și pe ăștia un pic de bani. Nu știți, din păcate, asta nu se poate. Dar ne-am gândit și la asta și tot ce ați fi stors acolo vă dăm noi să stoarceți de la noi. Adică de la proștii de români. Apoi, în condițiile astea, viu, viu, dar aș vrea să mai stau un pic, totuși, să mai storc, dacă se poate. Stoarceți, domnul, până luni. Dar de luni, de marți. De marți să veniți. Viu, viu de marți. Și a venit. A venit, după aia s-a dus la Bruxelles și a cântărit bine. Cât ia de la Bruxelles, cât mai poate să ia și cât ar fi luat, cât ar mai fi putut să ia de dincolo. Până la urmă a zis, bă, dă o măsa de viață, că numai una e, nu ies foarte pe plus. Dar asta e funcția, poate ajunge președintele României. Așa e, aproape că a ajuns. Ați văzut acum cum îi măgulește pe toți. A, noastră care sunteți un jurnalist excepțional, noastră care citim mii de biblioteci, noastră care... Nu mă, noastră care n-ați furat un cent. Noastră care a fost onest toată viața, spune-ne așa, spre deosebire de mine, care n-am fost onest niciodată. Nu ne mai lua cu cărțile și cu... Lasă, ai povești. Cu asta nu mai avem de dat nicio socoteală. Dar asta am dat socoteală când a trebuit, acum 25-30 de ani. Atunci ne socoteam. Acum nu mai suntem pe cine a fost mama și tata și câte cărți am citit. Acum suntem pe ce știm noi aici. Da? Acum o să se ducă doamna Mititelu. Și când o să intre prin telefon cu Silviu Mănăstire, o să-i spună că dumneavoastră, domnul Mănăstire, sunteți un foarte bun jurnalist. Și dumneavoastră, cu atâta experiență, dumneavoastră știți foarte bine că jurnalistul stă și ce să zică? Nu te dracului nenorocitul. Nu, zice... Da, doamna Mititel, haideți să... Da, dar dumneavoastră care ați avut atâtea mese și atâția invitați și aveți atâtea relații și care ați ținut piept, de ce să nu o spunem? Că și la postul dumneavoastră ați ținut piept acestei urgii PSD-iste și care ați... Da, și pe de altă parte, sigur că aveți și colegii noastre, vreau să-i salut pe cei care sunt invitați în platou, pe cine, doamnă, că e Robert Turcescu. Pe Robert Turcescu, pe Sabin Orcan, toți invitații noastre că sunt ziariști de vază, așa încep toate. Ce să-i mai spui după aia? Și ăștia pleacă toți capul și zic, sigur, zice Orcan după ce se întrerupe legătura. Da, o jurnalistă foarte bună, Marinela Mititelu, 25 de ani de luptă împotriva corupției. Da, imediat scoate de pe hârtie ce o să apară în Newsweek-ul de săptămâna viitoare. Da, ode dintre astea, când ei trec dintr-o tabără într-alta, pentru ce? Pentru biștari, pentru mălai, pentru gologani. Da? De l'argent, du fric, du pognon, de l'oseille, du blé. Iată, cinci variante în limba franceză pentru mălai, pentru arginți, pentru gologani. Da? Sau cum le mai spunem noi. Bun, ne întoarcem un pic în... Așa cum se face astăzi în toate filmele și serialele, ați văzut, asta e singura idee. Te întorci mereu în trecut, să vezi ce a făcut ăla. Zic, e mult mai ușor așa decât să ai o istorie continuă. Da? Ați prins un pic secretul, toți ne iau de proști. Nu te mai poți duce nici Pinocchio, dacă te uiți astăzi. Îți arată ce făcea Geppetto când era sugar. Da, după aia cum s-a dus Geppetto la școală, nu mă interesează asta. Ce s-a întâmplat în trecut. Acum ne întoarcem și noi un pic în trecut, că e la modă, ca să ajungem la Viorica Dăncilă. Chiar mă gândeam zilele astea. Facem pariu că la Antena 3 ar fi numit-o Victoria Dăncilă, dacă ar fi câștigat. Să zicem că doamna Victoria Dăncilă ar fi luat 66%. Ar fi întors așa rezultatul. Ar fi văzut noi greșit, ar fi fost o eroare, ca la mașina aia lui de Funes. Țineți minte, fantastic cu examen pe care îl dădeau ei.
A adunat toți acolo, a venit ăla, nasol, colonelul ăla, care se uita așa cu privirea aia cruntă, ăla apărea numai în momente de astea critice, adică ea de la Paris trimiși să-i supravegheze pe ăștia de la Saint-Tropez, și era un examen de ăla pentru care să devină, să terminase cumva interimatul lui Gerber, și acum dădeau iarăși concurs. Și pentru că era într-o epocă modernă, că filmul era prin anii 70, deja ei se gândeau la farfurii zburătoare, țineți minte că după ce au scris textele respective, ele erau introduse într-o mașinărie. O mașinărie infernală, așa? Și la sfârșit, mașinăria aia, după ce plimba hârtia, o scotea, o făcea în toate felurile, o toca, o scotea la mașină, făcea cu benzină peste ea, cu plastilină, îi punea scorțișoară, îi punea smântână, îi punea, o scotea în toate felurile, astfel dădea rezultatele. Chipurile nimeni nu putea să conteste că nu era mâna umană. Și până la mai ieșit bilețelul acolo, scotea undeva deoparte ca să nu fie nici pătat de un soare, nici de motorină, și scotea colonelul, desfăcea biletul ca la urne când se da și zicea: le vainqueur est, le prix ira chez, și citea chez l'adjudant Cruchot. Și ăla care nu scrisese nimic, țineți minte examenul lui, nici măcar un cuvânt, devine șef. Da? Deci cam așa, dacă ar fi fost și la alegerile prezidențiale și ieșea biletul, să zicem că îl scotea în gâdea din mașină. Biletul, s-a uitat gâdea, așa, privirea lui cruntă, nu desfăcea repede ca să mai strângă un pic de audiență, când să-l deschide, îl închidea la loc. Făcea așa o moacă din aia, așa, el la tot știutor, când deschidea, zicea: firesc, răspunsul este firesc, doamna Viorica Dăncilă. Și atunci, să fi văzut, o botezau Victoria Dăncilă. Eu cred că s-ar fi urcat pe masă doamna Dăncilă, ar fi scos-o ăștia un pic de ritmul ei, da? Veneau membrii PSD-ului acolo, a fost o horă din aia, cum a făcut România la campionatul mondial din Statele Unite, da? Deci se întrebau americanii, dar ce fac ăia pe teren acolo, ce e aia? Da? Stăteau ai noștri, jucau așa ca în epoca primitivă, se ziceai că erau acum 200 de ani, în fine, și uite așa ar fi ajuns Viorica Dăncilă, Victoria Dăncilă. Până la urmă, deci, ca să încheiem acest scurt capitol din viața ei, dar în care a urcat destul de sus, a fost silită până la urmă să recunoască învinsă în fața puciștilor, nu putea să dea cu pumnul Viorica Dăncilă, că ăștia erau prea mulți, n-au mai suportat-o nici măcar 24 de ore după ce a pierdut alegerile prezidențiale. Deci din noaptea respectivă să fie auzit ce era la gura ăstora. A doua zi au venit și au făcut felul. Sigur, a mai durat un pic, pentru că doamna Dăncilă nu înțelesese momentul. Așa cum am bănuit-o cu toții, nu și-a dat seama de gravitate, nu știa unde ajunsese. Da? Am omis ieri un fapt important din descrierea, care înțeleg că a avut destul de mult succes cu prințul Filip. Mai e un moment acolo genial. Deci el, înainte de a se întâlni cu astronauții, merge la o mănăstire, unde se ducea, de, o catedrală, de fapt, da? Unde se ducea duminicile, ăia erau oamenii lui. Și pentru că văzuse deja la televizor acel eveniment, era considerat cel mai mare eveniment al istoriei planetei, că oamenii au ajuns pe lună, el se ceartă la sfârșit cu părintele, care tot în ritmul lui, în ale bisericii, nu înțelegea și a desconsiderat un pic acel moment antologic cu primii pași, tot pe mâna lui Dumnezeu a dat-o, a zis că omul, dacă nu era Dumnezeu, și s-a enervat Filip și a zis: nici măcar în momentele astea nu vă dați seama că omenirea evoluează, voi care sunteți niște primitivi, nu știu ce, tot cere de marmură în catedrala aia. A plecat Filip trântind toate pe acolo, sigur ce puteau să-i zică, era Dumnezeu, cel puțin Dumnezeu de pe pământ. În fine, s-a dus a certa cu ei. După isprava cu astronauții care l-au dezamăgit crunt pentru că erau niște oameni prea simpli, n-au niciun pic de genialitate, s-a întors la catedrala respectivă și s-a împăcat cu preotul, care sigur că de-abia aștepta tot așa numele Domnului să-l reprimească pe ăsta, și nu știu, și scrie la sfârșit când se termine episodul ăla: și în ziua de astăzi Filip consideră cel mai important moment al existenței sale momentul în care s-a reîmpăcat cu preotul respectiv. S-a reîmpăcat de ce? S-a dus și i-a mărturisit, da, a avut dreptate, oamenii sunt încă mici, trebuie să ne bazăm tot pe cel de sus și pe ce ne spuneți voi aici. Completamente dezamăgit de marea
descoperire care... Știi, un moment de tâlc așa, pe care nu îl interpretează, evident, Peter Morgan. Te lasă pe tine să spui dacă a fost bine sau nu. Da? Tu ai cele două variante, nu e... Dar s-a petrecut exact așa în realitate și sigur că și astăzi încă prințul se duce la catedrala respectivă, care a rămas locul lui cel mai drag, cel mai de preț, când are un moment dintre ăsta vrea să fie singur, se izolează tot acolo. Bun, ne întoarcem la Partidul Social Democrat, ca să vedem care au fost ultimele cuvinte ale Vioricăi Dăncilă, că de aici înainte ea nu mai devine interesantă, așa cum n-am mai vorbit nici despre fuștii lideri, sau nu foarte des. Așa cum am spus, întotdeauna avem nevoie să ne asumăm trecutul, să știm să ne adaptăm vremurilor și să muncim pentru viitor. Din luna mai a acestui an, sub conducerea mea, Partidul Social Democrat a crescut, cum a zis Piții. Dar doi are stofă de selecționer, mai ales că eu l-am adus în fotbal. Deci din luna mai a acestui an, sub conducerea mea, Partidul Social Democrat a crescut. Nu deodată, nu complet, dar a mers înainte. Am speranța că noua conducere să continue acest trend, ascultând în permanență pulsul societății și întorcându-se de fiecare dată la români. Păi, de acord, dar rezultatele au fost cele mai slabe. Deci, o fi crescut partidul din mai și până în noiembrie, dar s-a terminat la cel mai jos scor pe care l-a rezistat vreodată un prezidențiabil PSD în această cursă prezidențială. Da? Niciodată un PSD-ist n-a luat mai puține voturi. Deci, în ce sens a crescut partidul? În rest, iarăși ce? Că l-ați băgat la zdup pe Liviu Dragnea, care vă era baci? Păi, în primul rând, că nu l-ați băgat voi. Apropo de zdup, trebuie să avem vești în perioada următoare despre Alina Bica. Știți că astăzi a primit verdict, este definitiv 4 ani de închisoare cu executare, după ce procesul a fost reluat de la zero, s-a dat o nouă sentință, repede, și asta este definitivă. Doamna Bica e peste mări și țări. Nimeni nu mai știe unde e. Ultima dată nu mai era nici măcar în Costa Rica, era la Madrid. Dar dacă era pe aeroportul Barajas din Madrid, astăzi poate să fie oriunde. Deci cine știe prin ce junglă se găsește doamna Bica, justiția din România o caută a priori. Da? E mandat ăsta de căutare internațional, ama numai în România justiția e așa. Dacă o prind peste 10 ani pe doamna Bica, dar nu mai recunosc. E îmbătrânită, e trasă la față, e nedormită, pe 10 ani de cavală dintre asta, tot 4 ani de justiția din România. Uite, domnul Orban, dacă sunteți așa de baci și de dibaci, de-aia vă spune bacii, Orban bacii, da? Ia dați dumneavoastră o ordonanță, că așa ar trebui să arate țara asta. Da? Cine fuge de justiție o zi, primește o lună în plus. Deci dacă o găsim pe doamna Bica după 7 zile, are 7 luni de pușcărie în plus. Să nu vă aud după aia că iese, a ieșit pentru bună purtare. Avea 4 ani și după 11 luni a ieșit. Dar de ce? Nu s-a mai oprit din scris. Am oprit-o din scris pe doamna Bica după 11 luni fix. Și imediat am puftit-o afară. Scrisese destul. Da, nu tată, face 4 ani în cap și la care îi adăugați fiecare zi cum ne adăugau nouă la impozite. Nu așa ni se spunea nouă contribuabililor. Fiecare întârziere, fiecare zi, e nu știu ce penalizare. Păi și ăștia nu sunt penalizați că fug de justiție? Păi este ca și cum te-ar opri poliția pe stradă și tu ai luat-o la fugă după, să scapi de polițist. Păi, nu se pedepsește asta și mai aspru? Ba da. Și atunci eu vă rog să aplicați, să vedem cât sunteți de fermi ăștia cu justiția. Bun, ne întoarcem după publicitate. Punează grav sănătății. Am selecționat câteva gazete din snopul care ne-a venit pentru mâine, kamikaze. Pentru o Românie normală, plecați din țară. Sfatul președintelui Călător. Iată-l. El, să știți că nu e la Costinești aici, deși se văd câteva epave în larg. E o altă mare, unde președintele ne imploră, practic, să plecăm, întrucât nu se pricepe să ne ajute cu nimic în țară. În evenimentul zilei,
prăbușirea imaginii publice a PSD de la partid care stârnea teama la partidul care stârnește râsul, comerțul cu avocado face mai multe victime decât traficul cu droguri, cartelurile împușcă mii de producători anual în Mexic, e o istorie adevărată, am auzit-o și eu la radio, în sensul în care cartelurile de droguri, cei care operează, traficanții, se ascund în plantațiile de avocado care se întind pe sute de kilometri în Mexic și de acolo își fac treaba. Armata germană a postat o poză cu o uniformă nazistă, după care și-a cerut scuze că așa e astăzi pe rețelele de socializare. Atenție, elevii bolnavi pot trimite robotul la școală în locul lor. Sau în cazul nostru, capacul de la WC-ul, că noi n-avem încă roboți. Bun, mergem mai departe. În adevărul, cannabisul medicinal este o necesitate pentru bolnavii de cancer, scrie ziarul. Un titlu ceva mai nostalgic în România Liberă, țara unde sunt uciși pădurarii. Dar atenție, nici asta nu va dura mult. Pentru a ucide pădurarea ai nevoie de păduri. Dar, adevărat că după ce-ți uciți pădurile, nu mai ai de unde să ucizi pădurari. Așa că, până la urmă, să spunem tot rău spre bine. Și o prezență inedită pe această tablă, pe această masă, Star Trek și revista Diamant, incredibil. Aici mai lipsește capul ăla, care era omul lui Iliescu, fostul ministru, cum îl chema, ăla cu știință și tehnică, da? Pe el, Mironov, Alexandru Mironov, el lipsește. Bătălia de la Marengo, uite, Napoleon Bonaparte, una dintre marile lui realizări, una dintre marile sale victorii în jurul anului 1800. Bună întrebare asta pentru politicienii noștri, de exemplu, să ne spună pe teritoriul cărei țări se află Marengo în ziua de astăzi. Bun, cam atât, ne întoarcem după publicitate cu Dan Bâra și Liga Campionilor.